Trei victime neîncarcerate au rezultat dintr-un accident rutier ce s-a petrecut joi dimineață în jurul orei 5.30 pe raza localității Dărmănești. Mașina a fost grav avariată, însă victimele au suferit doar leziuni ușoare, fiind toate cooperante și conștiente. Se pare că autovehicolul s-a izbit de un tir ce staționa pe marginea drumului și al cărui șofer a fugit de la locul accidentului pe motiv că s-a speriat. Acesta a fost depistat în zona Fălticeni și a declarat că făcea reparații la tir și din această cauză oprise. La accident au intervenit în modulul smurd al detașamentului de pompieri Suceava cu o auto specială pentru descarcerare și o ambulanță smurd, precum și un echipaj al serviciului de ambulanță județean Suceava. Cei trei răniți au fost transportați la UPU Suceava pentru investigații suplimentare.